de 8 ani de când lucrez, numai de dimineață m-am trezit, adică n-am lucrat la birou să mă trezesc la 8. Nu, mă trezeam la 5 jumate, 6, adică mă trezesc, mă duc, îmi iau mașina, mă duc, încarc și după plec unde am deliverat. Pentru mine acum e simplu. Dai bine pe cameră? Cum să? Asta e. O zi din viața noastră. Următoarea oprire de la show. Deja avem 2 ore de muncă. Am mai lucrat înainte. În agricultură am lucrat. Cum am terminat liceul. Am fost pe combină. Am lucrat pe șantier. Cu nașa mea. Nu s-a lipit de mine, nu mi-a plăcut, nu. Pentru că e o muncă foarte murdară. Nu știu, eu zic că e o șoferie, e o meserie frumoasă. Așa o văd eu. Avantaje sunt. Ești tot timpul curat ca șofer, nu te ninge, nu te plouă, nu stai în frig. Dar ai alte condiții față, nu știu, cum am lucrat pe șantier, na, un exemplu. Sunt mult mai bune condițiile. Luni avem mai mulți liberi noi. Marți am magazine mari, miercuri e Pitești, joi Brașov. Și vineri din nou ce fac marți? Aceleași magazine mari pe București. Dar nu e nicio zi la fel. Trebuie să fii non-stop atent, nu știu. Eu așa sunt pentru că vreau să ajung acasă înapoi. Sunt atent la orice detaliu care se întâmplă pe șosea. Nu telefon în mână să mă uit pe Facebook sau să fac live-uri, să vezi, Doamne, ia uite, bă, sunt la Brașov acum, știi? Multe accidente se întâmplă din cauza telefon. Am un magazin chiar la intrare aici. Care puțin pac le-am luat și am fugit peste șosea direct la el. Uite aici, am un magazin Anisia 2002. Accesorul principal. Avem un lapte. Mulțumesc, o zi bună! Bine v-am găsit la un nou serial din episodul Ploaie. Ușor, să nu luăm oglinzile. Dar mai aveți 12 ciocolată în lapte. Da. Încă un bag de sana. Da. Mai aveți unul de lapte gros. Și lapte încă unul de lapte. Da. Asta. Da, 189 lei. Mi s-a luat o pietă cu pâine, am terminat cu bine totul. Nu s-a... Problemele se rezolv repede. Trebuie să intri în panică dacă ai vreo problemă. De aici am locat. De aici am locat. Coada de 12 km. Deci asta e record. A fost cu pandemia,
Boierea a fost, a fost o viață. Te duceai pe unde vrei. Ne era ușor, ușor. Făceam o grămadă magazine pe zi. Și ajungeam și de vreme acasă. Stai să înceapă școlile. Să vezi după. Că fiecare își duce copilul la școală dimineață. Alta aglomerație. Când mergi 2 km într-o jumătate de oră și mai avem încă 2 ore până la Bușteni, ce aș putea să mai schimb? Ar trebui mai multe infrastructuri. Uite, exemplu.